Craiovenul, care a fost agresat după ce a numit-o pe Viorica Dăncilă analfabetă, a depus plângere penală împotriva celor care au intervenit pentru a închide gura. Incidentul a fost filmat de un trecător. Oficialii așteptau ieșirea primului ministru din curtea Universității Craiovene. Pe imagini se vede momentul în care protestatarul strigă de pe trotuar, iar mai mulți bărbați reacționează și încearcă să-l facă să tacă. Omul susține că strigătul său a fost o formă de a taxa derapajele de exprimare pe care le-a avut premierul în ultima perioadă. După primele trei scandări, am fost luat pe sus de către o persoană mai în vârstă. Am aflat astăzi că ar fi consilier. Îndepărtat câțiva metri, iar după câțiva metri am început să scandez din nou analfabeta și au venit două persoane necunoscute, tineri până în 30 de ani, unul dintre ei mi-a băgat mâna când m-a strâns de când m-a surmat. Ziarul de Craiova scrie că printre agresori se numără și trei membri PSD, unul dintre ei consilier județean Alexandru Opran și doi consilieri locali, Gheorghe Pomană și Marius Mihai. Împotriva acestora, craioveanul bruscat a depus plângere la o secție de poliție. S-a depus o plângere la secția 1 de poliție, iar colegii mei au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și pentru amenințare, a declarat Cosmin Grădinaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj. Incidentul a avut loc cu ocazia vizitei pe care premierul Viorica Dăncilă a făcut-o zilele trecute în Craiova.